Filmul românesc Filantropica, regizat de Nae Caranfil și avându-i în rolurile principale pe Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică și Mara Nicolescu, a câștigat pe 10 aprilie 2002 premiul publicului la Festivalul de Film de la Paris. În Bucureștiul secolului 21 a ieșit în ora sâmbătă seara la brațul unei femei frumoase, e o investiție financiară riscantă. Ovidiu, modest profesor de liceu, nu și-ar putea o permite. Și totuși trebuie, căci s-a îndrăgostit până peste cap de Diana, o mică sirenă de 20 de ani cu veleități de manechin. În căutarea unei surse devenit ceva mai consistente decât o biată leafă de profesor, Ovidiu plonjează într-o lume fabuloasă, mafia cerșetorilor. Unul din capii acesteia îl ia sub aripa sa. Domnul Puiuț, întruchipat de Gheorghe Dinică, este jumătate artist, jumătate om de afaceri. Textier oficial al cerșetorimii bucureștene, omul inventează biografii, replici și atitudini în funcție de personalitatea milogului sau de clientela țintă. Ovidiu va deveni actorul ideal pentru noul său experiment. Peste noapte, profesorașul de vârstă milocie se trezește însurat cu Miruna. Jucând seară de seară alături de ea comedia unui cuplu nevoiaș, după un scenariu minuțios pus la punct de Puiuț. Prinț și cerșetor, pendulând între două femei, proaspăt îmbogățit în ochii Dianei, soț umil pentru Miruna, Ovidiu începe să ducă o periculoasă și epuizantă viață dublă. Replica, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană, fi profesionist ce dracu, a rămas celebră. Te las corigență, domnule profesor. Pune mâna și revezi materia din urmă. Vino la mine și impresionează-mă, emoționează-mă, starce-mă o lacrimă. Vorbește-mi de săraca fetiță cu chibrituri pe care vrei să o ajuți. Ce îi lipsește ei? O blăniță, un apartamentel... Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Fii profesionist, ce vreau!